O comisie formată din reprezentanți ai Prefecturii Argeș și ai Primăriei Municipiului Curtea de Argeș s-au aflat în teren și au constatat zonele cele mai afectate de inundații din urbea Basarabilor. Conform informațiilor furnizate de primarul Nicolae Diaconu, pe anumite străzi situația este foarte gravă. Păgetului este în cap într-o zonă neafectată, am mai avut probleme acolo, care este spre Izlas, unde este cea mai delicată problemă. Dar cea mai delicată din punct de vedere al drumurilor reabilitate, restul sunt lucruri care se pot rezolva mai ușor. Pe proiect este Ghioceilor, capătul, unde a fost de acolo, are o adâncime destul de mare. Aceste străzi au fost incluse în planul integrat de dezvoltare urbană și reabilitate cu fonduri europene. Din acest motiv, pentru repararea lor va fi nevoie de accesarea fondurilor pentru situații neprevăzute și calamități. Se pot folosi diverse și neprevăzute pentru calamități, dar numai pentru zonele afectate. De exemplu, a afectat drumul pe o lungime de 30 de metri, o lățime de 50 de metri. Tot ce înseamnă lucrări pe carosabil se decontează din bani europeni, din aceste sume. Problema care nu este eligibilă este consolidarea, că eu repar drumul, dar dacă s-a întâmplat și este în pantă și a plecat, a venit valea, a venit cărorul și a afectat de la drum în jos, este altă problemă. O altă alunecare de teren gravă a avut loc în zona Plopiș. Acolo drumul s-a prăbușit, formând un crater cu un diametru de peste 30 de metri și o adâncime de 5 metri.